Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit! Este vineri, deci ne întâlnim la o nouă emisiune, ediție specială. Astăzi ne vom îndrepta atenția către vestul Văii Jiului, mai exact către municipiul Lupeni. Vom discuta despre cum a reușit administrația publică locală de aici să depășească prima jumătate a anului 2017 cu primarul interimar al municipiului Lupeni, Iacob Mesaroș. Bună seara și bine ați venit din nou în studioul Capital TV. Să rămână și telespectatorilor dumneavoastră. După cum spuneam, imediat ne apropiem de finalul primei jumătăți a anului 2017. Cum se poziționează municipiul Lupeni din punct de vedere financiar? Aș dori să precizez de la început căci prima parte a anului 2017 este încununată de succes în ceea ce privește administrația municipiului Lupeni. Am avut un excedent bugetar financiar rămas din 2016, fapt care ne-a permis ca imediat ce vremea s-a încălzit puțin afară să nu așteptăm nici bugetul național, nici bugetul Consiliului Județean repartizat către localități. Noi am avut bani în buget cu care noi am putut demara deja lucrările de investiții în reabilitarea șoselelor, trotuarelor ce am avut nevoie în orașul Lupeni. Acest lucru ne-a poziționat pe o poziție mult avansată în momentul când afară a fost cald, deja lucrările noastre au fost demarate, nu am întârziat cu plata către constructor, suntem cu plata chiar la zi, în această săptămână am făcut plata la zi a ceea ce înseamnă lucrările executate până în prezent, deci ne situăm într-o situație foarte bună financiară. Și la proiecte stați bine, știu că aveați multe proiecte, le-ați început grație faptului că ați avut acești bani, ați luat startul altor municipii. Da, în premieră pot să spun la dumneavoastră în emisiune, chiar astăzi am fost cu domnul senator pe teren în Lupeni și pot să spun cu bucurie că împreună cu colegii din primărie care m-au ajutat și m-au susținut să obținem un nou proiect pentru construcția unui ANL în orașul Lupeni, ce va avea 34 de apartamente. Aici chiar aș vrea să menționez, pot să-i mulțumesc domnului director Mogoș Gheorghe, care a fost foarte perseverent în obținerea acestui proiect, a bătut drumurile de București, a făcut tot ceea ce a fost posibil ca să câștigăm repartizarea ANL-ului pentru municipiul Lupeni și aceasta dovedește că există implicare în proiecte la nivelul municipiului. Să înțeleg că aveți și cereri pentru o locuință din partea tinerilor, nu? Da, chiar ieri am avut o solicitare din partea unui nou medic care a venit la Spitalul Lupeni, este vorba despre un medic de chirurgie plastică. Chiar i-am spus, uitați, noi chiar acum ar să anunțăm în ședința, că ieri am avut ședința de Consiliu Local, că vom mai construi un ANL-ul, dumneavoastră deja aveți cererea, primul depus, dar nu vă lăsăm să așteptați până când va fi terminat ANL-ul, ci imediat primul apartament ce se va elibera din cele două ANL-uri, îl va repartiza, fiindcă noi avem nevoie de medici și vrem să-i ajutăm, să-i sprijinim pentru a avea o locuință de serviciu ca să poată să-și desfășoare activitatea. Ce subiecte ați mai avut ieri pe ordinea de zi în cadrul ședinței de Consiliu? Am avut exercițiu bugetar, prezentarea lui pe 2016, chiar exercițiul bugetar. Am avut pe ordinea de zi un punct foarte important de la Consiliul Local, să putem onora familiile care împlinesc 50 de ani în acest an, să le putem oferi un premiu stimulent de 5 milioane pentru fiecare cuplu care împlinesc 50 de ani în acest an. Chiar în zilele următoare, pentru cei ce au împlinit căsătoria de 50 de ani, vom avea o festivitate în cadrul festiv la Palatul Cultural, dar nu dorim să facem acest lucru în această perioadă ca cineva să considere că legăm de o campanie electorală și dorim să facem ceva politic. Lăsăm să treacă alegerile, să liniștească lucrurile și vom face această serbare festivă fără să avem presiunea campaniei electorale. Așa este. Vreau să discutăm puțin despre cel mai mare proiect care se demarează și este cel mai vizibil în municipiul Lupeni, asfaltarea străzilor și trotuarelor. Aș vrea să-mi faceți un scurt bilanț și să-mi spuneți ce s-a asfaltat până acum și mai ales ce urmează să se asfalteze. În partea a doua anului 2016, în urma inundațiilor care au avut loc în luna iunie și iulie, am reușit să reabilităm tot ceea ce înseamnă partea de Bărbăteni. Bulevardul, inclusiv cele patru artere, două spre Urican, două spre Lupeni, partea dreaptă, ceea ce înseamnă școala 2, strada Bărbăteni, cartierul complet, strada Policlinicii, tot am reabilitat trotuare, borduri noi, carosabilul, tot ridicat, gure de canal,
rigolele să funcționeze toate la capacitate. Deci toată partea de bărbătenie a fost reabilitată în 2016. În 2017 ne-am apucat de partea de jos a orașului, că am zis că să lucrăm constant. Nu-i doar pe o zonă, ci să împărțim orașul în partea de sus, partea de jos și de centru. Am atacat partea de jos a orașului, începând de la gară, Deurile, Parângului, Gheorghe Șincai, zona Bucura. Am intrat pe zona Hașurilor. Acum sunt chiar în zona cinematografului, zona centrală de mijloc, și am zis că să nu abandonăm niciun cartier care se pare puțin marginalizat. Vorbind de cartierul viitorului, sperăm că în maxim 5-6 zile de acum să fie încheiat și partea de cartier a viitorului, care n-a fost reabilitată niciodată de la darea în folosință a celor blocuri. Am văzut, am fost și noi zilele trecute prin Lupeni, sunt muncitori în toate locurile. Care este obiectivul final al acestui proiect? Când preconizați să se termine aceste asfaltări? Deci, noi la preluarea mandatului în 2016 ne-am pus ca obiectiv ca în acest mandat de 4 ani să nu mai existe nicio stradă în orașul Lupeni care să nu fie canalizată, asfalt, rigole, instalație de iluminat electric. Deci, dacă tot ne dorim să fim un stat european cu adevărat, să începem întâi cu orașele noastre, să le ducem la standardele europene. Și sperăm că la sfârșitul acestui mandat să putem să ne încheiem tot ceea ce am promis oamenilor în acest mandat. Care este valoarea proiectului și de unde au venit banii? Banii au venit din mai multe surse. Partea de Bărbătene a fost tot reabilitat pe situațiile de urgență. Chiar acum lucrăm pe bani care avem de la bugetul local. Avem proiect pentru asfaltarea bulevardului de la zona Brăița până la intrarea în oraș la Baril. Avem totul aprobat pe ordonanța 28. Avem pentru infrastructură de școli depuse proiecte pe axa 10. Pe axa 3AC dorim acum să obținem, dacă e posibil, fondurile pentru iluminatul stradar public, care s-a dat drumul numai la proceduri doar de o săptămână, dar deja noi am contactat o firmă de consultanță de la Cluj, care a și venit la noi și am pus toate lucrurile în regulă ca să fim primii să putem depune acest proiect, deși că noi am alocat din bugetul local să schimbăm toate lămpile pe bulevard cu lămpi tip LED pentru a economisi curent electric, dar dacă prindem și acest proiect, cu ocazia asta schimbăm și stâlpii și vrem să anulăm toate rețelele aeriene, să le punem la terestru, să nu mai avem problemă cu ele, să fie îngropate. Eu cred că un ajutor foarte mare a venit și din partea Consiliului Județean, care anul acesta v-a suplimentat bugetul. Da, este adevărat. Chiar pe stațiunea Straja se lucrează în plin la canalizare, și canalizarea va cuprinde inclusiv strada Straja și calea Brăii, care n-au fost racordate la sistemul de canalizare până în prezent. Dorim să le cuplăm și pe cele 90 de case existente pe aceste două străzi, și atunci în luna octombrie, când se va finaliza lucrarea, pe lângă stațiunea Straja, care va beneficia de canalizare și de apă curentă, să beneficieze și aceste două străzi de canalizare. Un lucru foarte bun. Ce ne puteți spune despre cartierul Ștefan? Știu că și aici... Da, și cartierul Ștefan este prins pe proiect. Noi chiar am fost și am bătut acest cartier săptămâna trecută cu factori de decizii din cadrul primăriei și chiar cu domnul senator. Și am dorit ca împreună cu REAVJ-ul, Apa Serv, cum se numește acum, să introducem canalizare în acest cartier. Este prevăzut și apă curentă, să schimbăm rețelele. Chiar o stație de pompare, că va trebui jos pe strada pompierilor transversarea peste Jiu și calea ferată să-l facem printr-o stație de pompe. Totul este pregătit, doar așteptăm să intre finanțarea. Banii s-au semnat, contractul pentru cei 90 de milioane de euro, care o parte de ei vor fi pentru municipiul Lupeni. Știu că în trecut se vorbea despre racordarea cetățenilor la gazul metan. S-au făcut mai multe investiții. Care este stadiul beneficiarilor acum? Toate blocurile din orașul Lupeni sunt racordate la gaz. În acest moment se lucrează pe strada Vitoș Gavrilă la blocul 104-105, traversarea pe sub calea ferată peste Jiu. Acolo a fost o problemă privind proiectarea, dar am obținut și proiectul pentru traversare peste Jiu. Am avut o întrunire pe calea Brăii și Straja miercuri după masa.
la orele 17 au fost cel puțin 100 de proprietari de case care ne-am întâlnit cu domnul Gheșner. Am stabilit toate procedurile care trebuie urmate ca imediat în săptămâna viitoare să aibă toți cetățenii depuse CF-urile, contracte de cumpărare a locuințelor, aviz tehnic, solicitarea pentru branșament și sperăm că dacă tot lucrăm pe calea Brăiei și va fi investiția de canalizare și se va sparge drumul de sus și până jos, cu această ocazie poate reușim să băgăm și conducta principală pentru gazul metan și cu această ocazie sperăm să împușcăm două iepuri deodată, și canalizare și gaz metan. Cine suportă toate aceste costuri de introducere a gazului metan? Există niște studii de fezabilitate pe care le fac cei de la E.ON Gaz și dacă ei constată că solicitările oamenilor privind numărul de focuri care îl solicită fiecare, că e important să nu solicităm doar un singur foc, aia însemnând doar un aragaz, cel puțin două focuri, să ai și pentru o centrală termică, dacă ai o bucătărie de vară sau ceva, solicită al treilea foc, că porme mult mai greu să obții aprobarea după ce e calibrată rețeaua la gaz. Și dacă dânsii consideră că la numărul de familii lungimea totală a conductei principale acoperă un debit mare de gaz, atunci, fiind sustenabil de 100%, firma de gaz plătește această investiție până la intrarea pe proprietate. Dacă nu, atunci, în funcție de cât la sută consideră dânsii din studiul de fezabilitate că e profitabil, diferența o vom plăti noi locatarii fără nicio problemă, că ne dorim să avem gaz metan. La Petroșan s-a discutat zilele trecute despre existența termoficării. Știu că primarii din celelalte localități ale Baiei Jiului nu au fost invitați pentru că s-a discutat strict despre Petroșani. Însă spuneți-mi, la Petroșani mai sunt beneficiari ai agentului termic de la Paroșeni? La Lupeni. La Lupeni nu au fost nici în anii trecuți. În iarna 2014-2015 au fost câteva cartiere care au fost branșate, dar ținând cont că într-un bloc se întâmpla că erau 5-6 apartamente, coloanele fiind până la etajul 4, se pierdeau, se spărgeau, coloanele în demisoluri sunt praf făcute și nu era sustenabil la numărul de abonați. Dacă s-ar fi mers pe o înțelegere cu uzina Paroșeni, bun, intrăm, luăm un cartier, îl reabilităm total, ceea ce înseamnă punct termic, rețea principală, rețea secundară, oamenii fiecare să-și schimbe tot ce înseamnă de la intrarea în bloc și să punem aparatele de măsură la intrarea în bloc. Și atunci știm exact, în blocul ăsta, gigacalorie a intrat, atâta s-a consumat. Dar este o investiție și o cheltuială pe termen lung, nimeni nu-și asumă, neștiind ce se întâmplă cu cehul, dar era bun să fie avut un cazan pe uzina Paroșeni care să meargă și puteai să ai apă caldă non-stop, timp de vară, iarnă, așa este foarte greu. Și dacă am luat în calcul energia care era produsă înainte de uzina Paroșeni, era mult mai ieftină decât cea pe gaz la ora actuală. Și cetățenii puteau să, adică suportau mai puțin cheltuieli. Cel puțin pensionarii aveau posibilitatea atunci să-și deconteze prin bonurile de cărbune care le primeau exact de la exploatările miniere, să reducea costul și aveau pe cheltuială mult mai puțin. Se discuta despre accesarea unor fonduri europene pentru reabilitarea sistemului de termoficare. Credeți că Uniunea Europeană ne poate da bani pentru acest lucru, pentru reabilitarea rețelelor de termoficare? Nu. Deci, în condiția în care s-ar lua un proiect de la zero, să începem, bun, grupul 3 de la Paroșeni va produce, bun, toată rețeaua spre Lupeni să fie reabilitată în totalitate, deci înseamnă rețea nouă, pe asta nu mai ai ce cârpi. E de pe vremea lui Ceaușescu, oricât ai cârpi, e tot un lucru, un ciorap găurit. Trebuie mers cu rețele noi și oamenii nu vor să contribuie. Eu văd la nivel de municipiu, când te duci într-un cartier, toată lumea vreau curățenie în demisol, vreau aia, bun. Locatarii blocului cu ce sumă contribuie? Păi, dar nu dă niciun ban. Statul nu poate să suporte toate acestea cheltuieli, ținând cont că deja 90% din apartamente sunt proprietate. Nu pot eu, ca autoritate de stat, să mă duc să investesc în niște lucrări de reparat de acoperiș și gheaburi, burlane, când clădirea e proprietatea oamenilor. Oamenii nu înțeleg că nu și-au cumpărat decât interiorul. Și exteriorul clădirii le aparține, și demisolul le aparține, și acoperișul blocului le aparține, că vin mulți și îmi spun, știți ce,
Pe mine mă plouă că stau la etajul 4 și vreau să repar acoperișul. Dar vecinul de la partier vine și spune, domnule, că nu o să ajungă apa la mine, o să vin și eu să pun bani. Până atunci nu. Da, să zicem invers, se înfundă canalizarea. Și ăla de la 4 spune, până o să ajungă la mine WC-ul și celelalte instalații, nu fac nimic. Deci, odată ce suntem locatari acelui bloc, fiecare avem și obligații și drepturi egale, indiferent la ce etaj stăm. Dacă oamenii ar fi constituiți într-o asociație, ar fi cu totul altfel, ar avea mai multe beneficii. Până anul trecut încă au mai funcționat asociațiile de locatare. De anul trecut s-a lăsat totul baltă, întrucât gunoiul nu se mai încasa de asociații, căldurea nu mai aveau ce încasa, femeia de servicii așa nu și-o plătesc și atunci nu-și mai aveau rolul asociațiile, nu mai aveau obiectul de activitate. Pe când dacă ei ar fi rămași, unul să se ocupe de problema cu apa, să contorizeze la fiecare consumul de apă, să se ocupe de problema gunoiului, să adune bani, așa vin și pe primărie cu sutele în fiecare zi pe rând, așa vine un responsabil de asociație, domnule, noi avem pe cartier toate astea, poftim, asta e lista pe care și banii care noi virăm către primărie. Era mult mai organizat. Mult mai ușor. Dar oamenii tot vor descentralizare, dar nu descentralizare haotică. Descentralizare la nivel de primării o văd altfel. Dacă am o problemă de rezolvat în oraș, am discutat-o cu primarul, cu viceprimarul, știu ce am de făcut, mă duc și îmi văd de treabă ca și compartiment. Exact. Nu trebuie să mă duc până la ultimul birou să întreb, pot să fac aia? Asta înseamnă descentralizare. Ți-asum, domnule, eu răspund de mediu. Păi du-te, domnule, și tot ce aparține de mediu, compartimentul tău să rezolvă în oraș fără probleme. Răspunde de partea tehnică. Tot ce e parte tehnică, du-te, fără probleme. Nu te îngrădește nimeni, doar vii și explici. Am fost pe stradă de, la clădirea de, la construcția cu tare, aici trebuie dat aviz, aici nu dăm aviz. Asta înseamnă să nu fie doar primarul și viceprimarul decid singur. Nu! Dați-le un pic de mână liberă la compartimente să-și facă treaba și ei se descurcă. Că doar de aia sunt acolo. Sigur că da. Putem vorbi anul acesta și în viitor de anvelopări în municipiul Lupeni, anvelopări de blocuri? Nu. Și vă și spun de ce. A fost pe fondurile europene bani alocați pentru anvelopări de blocuri doar în municipii reședințe de județ. Și nici acolo văd că n-a funcționat mecanismul. Deci într-un oraș cum e Lupeni, undeva până în 25.000 de locuitori, nu beneficiem de fonduri pentru anvelopări de blocuri. Au încercat pe diferite proiecte, acum fiind ca zonă defavorizată, dar dacă într-un bloc 30 de locatari doresc și contribuie cu suma care le revine, de 10% sau 15% și unul nu vrea, proiectul pică. Și aici e foarte greu de a lucra la... Dar mă gândesc că sunt și cetățenii care insistă și vor să-și anvelopeze și ne anvelopează pe cont propriu. Ei își suportă singuri? Singuri își suportă cheltuielile. Dar în cazul în care mă gândesc peste câțiva ani, poate se va găsi o soluție. Ce se va întâmpla cu apartamentele anvelopate, cu investiția realizată de proprietari? Deci, dacă eu îmi vând apartamentul meu și etajul 3 și pereții mei sunt izolați și vecinul de sub sau de deasupra nu are, valoarea apartamentului meu crește față de acelui de deasupra sau de dedesubt care nu este anvelopat. Când îți eliberează certificatul energetic, spune, da, bun, apartamentul ăsta, asta e cifra. Și ești mai avantajat dacă l-ai izolat. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Sigur. Adiere. Un bob de rouă. O șoaptă. Un fior. Orice îi poate fi fatal unui prematur, fără incubatorul care îl protejează. Redirecționează 2% din impozitul pe venit pentru dotarea cu incubatoare a maternităților. Clinica Medicală OptiGline, clinică de nivel european de diagnostic și chirurgie oftalmologică. Peste 2000 de operații, servicii complete de ultimă generație pentru mii de pacienți, vederea recuperată și un stil de viață îmbunătățit. Nu mai am nevoie de ochelari, pur și simplu. Am primit o șansă la viață. M-am născut a doua oară. Efectiv, când am venit la control, am zis, wow! Văd foarte bine. M-am trezit că îmi oferă domnul doctor posibilitatea să fac o operație cu laser și să pot scăpa de ochelari. Clinica Medicală OptiGline, Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 2F, Deva, Bulevardul Decebal, Bloc M. Mai multe detalii pe site-ul optigline.ro.
Jiulic 5 SRL, casă de schimb valutar și amanet, vă oferă cel mai bun curs din oraș și cel mai mic comision din Valea Jiului. Comisionul este de doar 0,25%, iar bonus ai 10 zile cu comision 0. Totodată avem servicii Western Union, unde valuta poate fi schimbată rapid și avantajos. Vă așteptăm la oricare dintre punctele noastre de lucru din Lupeni, zona Cinema, Petrila lângă Alazet și în Petroșan lângă Optica, dar și lângă Florăria Camelia. Jiulic 5 SRL, casă de schimb valutar și amanet. Diferența se vede în buzunarul tău. Ai nevoie de bani? Vrei să economisești și să ai acces rapid la economiile tale? CEARE Parângul vă oferă cu un minim de cerințe pentru creditare o gamă diversificată de împrumuturi cu dobânzi atractive în cele mai avantajoase condiții de pe piață, rate fixe și oportunități de refinanțare. CEARE Parângul oferă posibilitatea de a crea un cont de economii pentru minori. De asemenea, CEARE Parângul oferă ajutoare nerambursabile în caz de boală sau deces. Vă așteptăm la sediile din Valea Jiului din Petroșani, sediul central vis-a-vis de HP, în spatele Teatrului Dramatic din Petroșani și în cartierul Aeroport. Vă stăm la dispoziție și în orașul Petrila, dar și în municipiul Vulcan. Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la numerele de telefon 0725 573 432 și 0354 100 202 sau pe pagina de Facebook CEARE Parângul, soluția eficientă pentru fiecare. Vino să descoperi că mâncarea nu e doar ceea ce pui în farfurie, e artă. Răsfață-te cu meniul nostru exclusiv și gustă preparate unice, dar și mâncarea tradițională reinterpretată într-un stil propriu. Vino la Rusu să te bucuri de viață și să descoperi cu adevărat arta culinară. Ai avut un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral? Ai angină pectorală sau factori de risc cardiovascular precum hipertensiune, diabet zaharat, colesterol crescut? Nu uita să-ți iei azi pastila pentru inima. Un Aspenter pe zi poate preveni infarctul miocardic acut și accidentul vascular cerebral. Întreabă medicul dacă tu ai risc cardiovascular și ai nevoie să iei Aspenter. Aspenter. Zi de zi de zi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, cu primarul interimar al municipiului Lupeni, domnul Iacob Mesaroș. Domnule Mesaroș, continuă activitățile culturale în municipiul Lupeni. Știu că zilele trecute ați marcat și dumneavoastră Ziua Eroilor. Da, am sărbătorit Ziua Eroilor Neamului și am fost încântați că am avut o clasă de elevi de la școala gimnazială numărul 3, care a cântat un frumos cântec patriotic, Deșteaptă-te române, pe lângă faptul că au cântat și fanfara din municipiul Lupeni, imnuri tradiționale. Au fost prezenți foarte mulți locuitori a orașului Lupeni, reprezentanți ai partidelor politice, cu toții și-au dat mâna, au depus coroane, a fost o festivitate, chiar dacă afară puțin a plouat. Le spuneam celor care au participat că probabil nu este un confort deosebit faptul că afară picură puțin, dar dacă ne gândim că eroii noștri au luptat pe viscol, pe ploaie, pe mocirlă, pe noroi, în tranșee, nu se compară ca noi să stăm la costume și cu cravata și să ne plângem, ci așa din contră să respectăm și să-i cinstim pe eroii noștri. Ce aveți de gând să pregătiți? Azi mâine vine 1 iunie, Ziua Internațională a Copiilor. Da. Chiar astăzi și ieri am avut la Palatul Cultural serbarea de absolvire a liceului Mircea Eliade, a celor ce au terminat 12 clase. A fost o serbare frumoasă, a început la orele 17, s-a terminat undeva la 20-30. Copiii au avut tot felul de melodii, de piese, au respectat profesorii pe ei cu flori, cu diplome, cei mai buni. A fost un lucru care a fost chiar pe placul multora care au participat, în special a părinților care au fost mândri să-și vadă copiii că au încheiat o etapă a vieții lor și stau și se gândesc. Acum au venit iunie în care și-au terminat, dar nu știm care, unde zboară, din cui și pleacă la câte o facultate, la universitate și stau fiecare acum și se gândesc viitorul de acum urmează. Chiar le spuneam, mă uit și am văzut sala plină, îmbrăcați frumos în robe și chiar am zis, văd în voi viitorul de mâine a orașului,
noi îmbătrânim, ne ducem pe drumul nostru și am dorit să, ca această generație, chiar dacă pleacă și studiază oriunde în țară sau peste hotare, să nu uite că au plecat din Lupeni și dacă pot veni să pună ceva în practică și să lase ceva, să zidească la o cărămidă în orașul Lupeni, fac un lucru minunat pentru noi. Dar mai au sprijin să se întoarcă acasă? Adică au ce face acasă după ce termină o facultate? Eu cred că dacă nu luăm în considerare și nu trăim cu speranța că ziua de mâine ne va aduce ceva mai bun, este un eșec. Sperăm și credem că Dumnezeu ne va ajuta să depășim această etapă în care tot plecăm, să mai vină perioada când să începem să ne întoarcem și singuri să ne creiem viitorul, să ne-l conturăm, să ne-l punem în practică. Eu cred că cei ce au plecat afară în acești 20 ceva de ani au o experiență de viață și o experiență în ceea ce înseamnă business-ul. A putea veni cu experiența de acolo să încurajeze și locuitorii care sunt de aici, să-i pună pe tineri în linia de plutire a ceea ce înseamnă munca concretă. Aveam o discuție zilele trecute cu cineva și am spus, bun, totuși la mină au fost locuri acum și pentru Vulcan, nu s-au complicat nici cele 100 de locuri. Și spuneam unui coleg, ai văzut, mă, nici acolo în subteran, unde e întuneric, nu se duc să muncească. Și de ce? Măcar acolo nu-i vede nimenea. Pe când la suprafață, ca să faci ceva, să te dezvolți, trebuie ce ai făcut azi să vadă mâine. Și dacă noi nu suntem învățați ca să lăsăm ceva în urma noastră, să creiem singuri, nu putem aștepta statul să ne dea, statul să ne facă, nu. Noi singuri să ne asociem, să încercăm colaborare între 3, 4, 5, 10. Nu există când, vezi, Germania merge, Franța merge, Ungaria, ați văzut și ei mișcă, Polonia nici nu mai discutăm, au absorbit toate fondurile europene deja pe 2017, în a cincea lună. Păi măi, noi nu suntem poporul român care, vorba aceea, am fost fruntea. Da. Ne-am lăsat acum călcați în picioare de toți. Nu se poate. Trebuie să punem osul la treabă și să ne încercăm să ne ieșim singuri din această situație în care ne aflăm. Municipiul Lupeni are în el un exemplu viu că fondurile europene pot ajunge în comunitate, Palatul Cultural Minerul. Cel mai frumos obiectiv din punct de vedere arhitectural. De ce nu se pot accesa banii la fel cum s-au accesat pentru palat și pentru cinematograf și pentru centru vechi? Să ne punem mai mult accentul pe cultură și pe lucrurile care le avem, însă trebuie reabilitate într-un fel sau altul. Da, deci mie mi-a plăcut și îmi place să cred că și în continuare voi rămâne același. Vreau să spun lucrurilor pe nume, indiferent că mă costă sau nu mă costă. Nu-mi place să umblu cu bomboane învălite bine într-un celofan și până o pun într-un staniol și o să zică, mă, ce ciocolată frumoasă acolo și dă-i o bomboană. Nu. Noi acum 2 ani de zile am demarat toate procedurile pentru a reabilita și cinematograful din Lupeni. Cu tristețe vă spun, colegii din opoziție nu au vrut să voteze și să alocăm bani pentru studiul de fezabilitate pentru a moderniza acel palat. Și cu greu în acest an, colegii mi-au înțeles, avem bani prinși pe buget, studiul de fezabilitate, am făcut demersurile să solicităm, că ni s-a cerut, dacă se află în patrimoniu la culte și cultură, nu. Am primit aviz că nu se află adânci în patrimoniu, deci putem să-l reabilităm, vom face toate demersurile și dorim ca și această clădire să fie pusă în valoare, fiind chiar în centrul orașului și nu o văd oportună, vrei să te duci la un fir stras că să mergi la Vulcan. Ce? Eu cred că și locuitorii orașului Lupeni și copiii care vor să vadă un desen animat pe un ecran mare merită acest lucru și chiar dacă va trebui să contribuim cu bani de la bugetul local, vom face tot ce este posibil. Dar această lucrare fără fonduri europene nu se poate realiza doar pe bugetul primăriei. Și insistăm pe proiect pentru acest lucru. Plus că și turiștii care ajung în Straja poate vor să mai facă și altceva decât schiu. Vor să vină să vadă un film, nu-i așa? Da, și nu doar un film. Noi avem prevăzut că dacă Dumnezeu ne va ajuta și lucrurile merg bine, să putem face sus în Straja un complex turistic și o bază sportivă complexă. Ziua, seara te duci la schi, să poți juca seara un tenis de picior, să poți juca un tenis de masă, să poți juca un handbal, un volei,
încercăm să dezvoltăm o bază sportivă acolo sus în Straja, pentru că dacă nu există, să zicem, în noiembrie, decembrie, nu este zăpadă, am venit până aici, n-am ce să fac. Nu, să ai tot timpul să poți să faci ceva. Acolo ar merita chiar și un bazin, nu de capacitate mare, un bazin de not. Și să fie cu apă încălzită, ai venit frumos de la schi, ești înghețat, cum s-ar spune, bei un ceai cald, te baci, faci o baie. Deci s-ar putea găsi multe soluții dacă am dori și dacă chiar vrem cu adevărat. Este o problemă că am fost prinși într-un blocaj neavând rezolvată problema cadastrală pe stațiunea Straja. Acum în instanțe s-au câștigat procesul de către primărie, toate lucrurile sunt clare în ceea ce privește terenul, acum putem lucra liniștit pe PUZ, pe PUC, tot ce avem și în momentul în care sunt gata să ne putem apuca de lucru. Avem aprobat de la Ministerul Turismului pentru acest an bani pentru încă 10 turnuri de zăpadă pentru stațiunea Straja și pentru construirea unui mare garaj atelier pentru ratracurile care le avem în Straja, prevăzute chiar cu camere de cazare pentru cei de la jandarmerie. Deci avem lucruri frumoase care am dorit să le punem în practică și chiar cred că cu viitorul primar care va fi, vom putea pune în practică toate aceste lucruri, că le facem pentru cetățeni, pentru copiii care cresc și dorim să le lăsăm ceva în urmă. Pentru noi doar o ambiție de a putea realiza ceva, dar dorim ca de ceea ce realizăm noi să se bucure alții. Cum credeți că ar fi arătat turismul din municipiul Lupeni dacă astăzi în municipiu ar fi existat acel aqualand despre care s-a vorbit în urmă cu câțiva ani pe vremea președintelui Mircea Ioan Moloț? Dacă vă aduceți aminte, era vorba că să se facă un aqualand la Lupeni și unul la Petroșani. Da. Au fost discuții interminabile, printre care se solicita chiar în Uricani să fie și toată lumea îl vroia. Dar nu și-a luat nimeni în calcul care sunt cheltuielile cu întreținerea unui acestui aqualand. Eu am fost personal la Deva și am discutat cu primarul de acolo și mi-a spus, suntem Deva, avem atâtea localități împrejur și nu putem financiar să-l susținem doar din veniturile lui. În fiecare lună trebuie să băgăm bani de la bugetul local pentru a susține. Și atunci am zis, bun, acolo Deva are 65.000 de locuitori, împrejur Simeria, Călanu, Unedoara, satele mari împrejur și vin. La Lupeni cine ar veni? Și pe de o parte ne bucurăm că nu s-a realizat, că nu aveam bani și posibilități să-l întreținem, să-l ținem funcționabil și atunci spuneau oamenii, bine domnule, ați făcut un proiect de care nu se bucură nimeni și pentru ce? Trebuie să recunoaștem că pe undeva ne deranjează că nu avem și noi un aqualand, dar trebuie să fim și conștienți că nu-l putem întreține. Dar poate un bazin de not didactic v-ați gândit asemănător cu cel de la Petroșani? Deci despre acest bazin mă gândeam că dacă l-am putea face în Straja ca să fie o alternativă la momentul în care nu există zăpadă. Și dacă am avea un bazin chiar de mici dimensiuni, asemănător cu cel din Petroșani, toate taberele de copii care sunt vara în Straja ar fi un plus pentru acești copii și plus ar fi valoarea stațiunii, fiindcă te poți lăuda că în vârf de munte ai un bazin de not. Și cred că aici, cu sprijinul domnului Emil Părău și a altor investitori care sunt puțin mai puternici și în Straja, dacă ne-am focalizat pe acest proiect, l-am putea realiza chiar fără sprijin de afară. Un lucru foarte bun. Se vorbea în trecut despre marea demolare din Straja. Mai multe cabane urmau să fie demolate din cauza faptului că au fost construite ilegal. Da, este adevărat. Noi am început cu domnul primar Cristian Rezmeriță când era încă dânsul primar. Această acțiune chiar am demolat câteva care erau construite ilegal. Porțiuni de construcții, nu cu cabana în sine. Și la ora actuală suntem în instanță cu cel puțin 4 procese. Și decât să umblăm numai prin tribunale, am zis că mai bine așteptăm să rezolvăm juridic problema terenului, să avem puzul și mai bine rezolvăm punerea în legalitate a celor ce au construit, fiindcă stați să priviți din toate unghiurile. Probabil o familie și-a investit toată averea de o viață acolo. E adevărat că el a solicitat 10 pe 10 construcția, pormă mai făcut un colț aici, și-a mai făcut o centrală termică lângă, pormă ce-a zis, hai să mai fac și o toaletă, că sunt prea puține cele din interior. Acum, pentru că s-a extins puțin, adevărat, fără forme legale,
Nu poți să vii să-i spui, domnule, dărâmă-ți, strică-ți, hai să încercăm să ajungem la calea legală și noi să încasăm ca primărie taxele pentru terenul care l-ai ocupat. Și decât să-ți demolezi și eu să nu iau nimic, mai bine încasez de la tine un impozit anual în fiecare an care mi-aduce un ban în buget. Unde a fost greșeala administrației publice locale din Lupeni, pe timpuri mă refer, atunci când a acordat avize așa, alandala, și știm prea bine că în straja sunt cabane, nu au o ordine, care unde a prins, acolo a construit. Acolo a fost o problemă mai dificilă. Unii săteni, mumârlani, direct să vorbim pe înțelesul tuturor, au zis, domnule, aici e bucata mea, eu îți vin ție, ei și-au făcut hârtiile, primăria a zis, nu, e teren și-a meu și-a lui ăla. Fiecare a considerat a cui terenul și-a concesionat și-a dat. Ormai ne-am trezit în instanțe că parcela nu era, tot din lipsa actelor, că nu s-a dus să se stabilească prin pus exact care e situația juridică a terenului. Trebuia să fie rezolvată problema terenului juridic și, pe urmă, făcute concesiuni către oameni de câte parcele. Și la parcelare trebuia să se spună clar. Noi formăm un șir de străzi, fiecare beneficiază de 100 de metri pătrați, construibilă. Pe lângă ea 100, îți mai dau 60-70 de metri pătrați. Curte să ai în jur, dar le aliniem frumos cu distanță de 5 metri între ele. Pe nimeni nu l-a interesat cum va arăta când vor fi amplasate aceste construcții în strajă. Acum când stai undeva mai sus și te uiți și le privești, e ca o amestecătură de jocuri, cum fac copiii, cuburi, cu triunghiuri, cu romburi, și când te uiți pe toate, nu înțelegi mai nimica. Dar acum trebuie să ne obișnuim cu situația care o avem creat acolo. Problema va fi să vedem din 30 iunie ce se va întâmpla cu autorizațiile ISU în straja. Câți vor reuși să le obțină și câți vor sta pe margine la începutul sezonului schiabil 2017 și vor plânge că n-au aviz de funcționare și nu mai există cale de întors înapoi. Ori caută să pună în legalitate, ori nu vor mai putea funcționa. Nu vă ascund faptul că nicio cabană din cele care nu au aviz ISU nu au de la primărie eliberat autorizație de funcționare decât până în data de 30 iunie. Toate conform proceselor încheiate de ISU, termenul limită fiind 30 iunie, și noi doar până atunci am eliberat autorizații de funcționare. Va fi o problemă, dar problema trebuia rezolvată de proprietarii de cabane, fiecare să pună legalitate. Săptămâna trecută, fix vineri, operatorul regional Apaser Valiajiul S.A. a semnat un contract de 90 de milioane de euro. Însă și ministrul fondurilor europene, doamna Rovana Plumb, a fost prezent aici. Știu că acest proiect este destinat părții de vest a Văijiului și implicit municipiului Lupeni. Cum vedeți acest lucru? E un plus valoare pentru municipiul Lupeni și era un dublu plus valoare a municipiului Lupeni și a Uricanului dacă la momentul 2004-2005, când s-au pornit proiectele pentru finanțări, era și Lupeniu și Uricanul parte în acest proiect, atunci din orgolii, din ambiții politice, unii nu au conștientizat faptul că dacă ne fiind și făcând parte dintr-o familie, cum era toată Valea Jiului unită atunci, noi am rămas fără a semna acele acte, am rămas și fără finanțare. Deci aici trebuia să ne gândim atunci. Eu am ambiția și nu semnez că nu vreau așa. Celălalt nu vreau așa, dar trebuia să te gândești, bă, dacă nu semnezi, nici nu beneficiezi nici de investiții, nici de lucrări, nici de bani. Acum când am văzut și noi că ne-a ajuns cuțitul la os, am mers și noi la Apaser, vă rugăm de primit și pe noi. Suntem mulțumiți că nu primit în al 12-lea ceas, că putea să spună nu. Nu vă primim un proiect, n-ați fost cu voi și cu noi de la început, dar am găsit înțelegere și datorită faptului că Apaser se află sub tutela Consiliului Județean și am avut sprijinul total al Consiliului Județean în privința aceasta. Din nefericire, anul acesta se închide mina Lupeni. Un minus foarte mare, dacă am vorbit mai înainte de plusuri, un minus foarte mare pentru bugetul local. Eu cred în ceea ce a spus Ministrul Energiei, că mina Lupeni se va închide în decembrie 2018, nu în 2017. Mulți vin și spun acum, nu, că se vedeți că în septembrie, că în octombrie. Nu, nu, nu. Eu cred că dacă guvernul și-a asumat și a spus decembrie 2018,
Cred că suntem oameni care gândim, care ne asumăm și răspundem pentru ceea ce spunem și nu cred că un ministru poate să avanseze o lună și un an și să se schimbe peste noapte, că atunci trebuie schimbat ministru. Deci considerăm că să ne respectăm termenul de decembrie 2018 și chiar dacă se va închide atunci, era previzibilă problema, dar nu se va închide total. Cel puțin un număr de 300-400 de oameni vor lucra până în 2027, până la închiderea totală. Și sperăm că pe cale naturală mulți dintre ei vor ajunge atunci în pragul pensionării. Mulți acum, încă până în 2018, vor intra în pragul pensionării și vor fi pensionați. Dar ceea ce pe mine mă nemulțumește și am spus-o și o spun chiar dacă îmi atrag reproșuri asupra mea, și personalul TESA și de conducere trebuie să înțeleagă. Am împlinit vârsta de 45 de ani, plec, nu doar minerul de rând. Așa e. Că nu l-ai prostul de serviciu. Deci el când împlinește 45 de ani, deja cu o lună, cu două înainte, vezi că tu... Trebuie să pleci. Ai îndeplinit condițiile. Nu te supăra, că și cei de la birou și-au îndeplinit condițiile. Ia, domnule, pleacă și tu. Așa. Nu eu găsesc chichiță, că știi că legea mai îndepășește de voie și lui ăla. Că normal pensionarea era 50 de ani. La 45 de ani e la cerere. De ce vii și îmi spui că nu, tu trebuie să pleci? A fost o perioadă bună, acum 5-6 ani de zile, când le spunea și celor din conducere, bun, vrei să rămâi, de astăzi rămâi doar cu funcția de șef de echipă în minerit sau brigadier. Nu contează că ești șef de sector, că ești inginer, că ești maestru, doar atât. Și atunci zicea, domnule, decât să mă duc pe post de muncitor, mai bine plec. Păi și acum pleacă, domnule, și lasă locul altul, chiar dacă prinde și altul un an, maestru sau inginer, dar lasă-l și pe ăla să prinde că a făcut o facultate și a muncit. Nu ține tu blocat postul ăla până când crezi tu că gata, eu sunt buricul pământului și acum nu mai vreau să plec de pe post, că e al meu. Nu e așa. Trebuie și ei să înțeleagă că la 45 de ani poți și ei frumos să meargă cu familia să plimbe, cum pleacă și minerul. Așa e. Și de bine de rău iasă cu pensie mult mai bună decât un miner. Așa e. La Lupen s-a tot vorbit despre un parc industrial. A rămas în aer acest proiect? N-a rămas și chiar vă invit cu prima ocazie când veniți la Lupen să merem să-l vizităm acest parc industrial. Este realizat în proporție de 80-85%. Veți vedea acolo canalizări. Veți vedea terenul adus la cota zero. Deja pus pe cea mai mare parte dintre el, pământ vegetal. Am construit chiar un pod peste Pârâu Roșia cu o lungime de 8 metri. Se va lucra, este balizat deja, se lucrează la trasarea drumului care va face legătura vechea orașului care a existat între Vulcan și Lupen. Pe la piața veche, prin fața primăriei, dorim ca acel drum să-l punem în valoare, ca în momentul în care noi dăm terenul pentru a construi hale, să nu trească să mai blocăm centura pe unde circulă tot. Se va intra direct în zona de parc industrial, nu blocăm circulație, nu încurcăm. Ei acolo pot să intre cu tiruri, cu utilaje, să-și descarci, nu încurcă cu nimic. Plus de asta, dinspre partea dinspre centură, noi putem să le asigurăm gazul, cale ferată dacă este nevoie, canalizare, apă și drum. Odată ce ai toate utilitățile, ar fi chiar culmea să nu încerci să vii să te instalezi într-o asemenea zonă și măcar să încerci. Eu ca primărie, dacă tu îmi creezi 20 de locuri de muncă, în primii 5 ani de zile nu-ți iau niciun leu impozit pe teren că ți-am dat plus facilitățile care le ai. Dar creează minim 20-30 de locuri de muncă și cred că se vor găsi soluții, terenul acolo e undeva la 27 de hectare, vom găsi soluția nou primar să-l parcelăm, să găsim tot ceea ce este mai bun pentru a atrage investitorii să vină în zonă. Ați avut ceva solicitări din partea investitorilor până acum? Da, chiar domnul senator a adus un grup de italieni care au venit și au inspectat zona, chiar și-au pus dânsii punctul de vedere pe ce parcel ar dori să se instaleze. Îi așteptăm să vină cu propunerea în scris să le putem oferi și dacă un investitor străin vine din Italia și consideră că e bine, de ce n-ar veni și cei din România? Care sunt în alte zone unde nu mai există forță de muncă. Ați văzut, Timișoara nu are forță de muncă, București nu are forță de muncă. Noi avem forță de muncă. Sebeșul, Alba. Sunt aproape de noi. Da, să vină aici la noi și
le creăm facilități firmelor care vin pe parcul industrial, doar să angajeze oameni din zonă. Așa este. Știu că colectarea gunoiului a fost o problemă în municipiul Lupeni. Cum stați acum cu la acest capitol? Nu stăm strălucit nici la ora actuală. Firma mamă, practic, Prosalu, care a încheiat contractul cu noi, să cam joacă cu noi de-a șoaricile și pisica, a avut o altă firmă care a subcontractat-o să care gunoiul de la Lupeni la Horezu, au cărat o lună, două pe platforma de la Petroșani. Acum din nou s-a deschis centrul de colectare a deșeurilor la Bârcea Mare. Firma respectivă nu s-a înțeles cu Prosalul București, a dat la o altă firmă de la Horezu de o săptămână și acum până intrăm în mână și cu cei de la Horezu, când am zice că în sfârșit le-am pus la punct, vom intra cu cel ce va câștiga licitația pentru a gestiona ADI deșeuri pentru județul. Ei deja și-au adus pubelele, noi chiar astăzi și zilele trecute am primit din partea celor care se ocupă de acest proiect pubelele noi pentru municipiul Lupeni. Ele sunt venite și sunt stocate chiar la dumneavoastră aici la Petroșan pentru toată Valea Jiului. În momentul în care vor începe, sperăm că lucrurile să meargă bine, dar deocamdată avem diferite carențe care sunt încă greu de stăpânit. Ne apropiem de final și vreau să vă mai întreb anumite lucruri. Școlile din municipiul Lupeni și grădinițele intră în reabilitare acum că vine vacanța de vară? Avem grădinița sau forța școală numărul 5 din Bărbăteni, care intră pe fondurile primăriei reabilitarea, acolo însemnând instalații electrice, sanitare, înlocuim lambriurile de pe pereți care trebuie demontate, că ISU nu ne mai permite să avem lambriul pe pereți, schimbăm parchetul, mochetele unde sunt cazul, zugrăveli, tot ceea ce înseamnă această școală o facem pe banii Consiliului Local. Avem trei proiecte mari pentru școala 1, școala 3, nu, școala 3, școala 2 și grupul tehnologic Lupeni. Aceste proiecte sunt în fază avansată de lucru, sunt pe fonduri europene și în momentul în care vom primi finanțarea vom face chiar trei ceburi deosebite în orașul Lupeni. A venit aproape vara și la noi în Valea Jiului, ne invadează insectele, vă pregătiți de dezinsecție și de ratizare în parcuri? Căpușele sunt cea mai mare problemă, mă gândesc. Cred că dacă v-ați interesat la spitalul nostru de la Lupeni, n-am avut niciun caz de căpușe în acest an, ceea ce ne bucură înseamnă că suntem favorizați din acest punct de vedere. În cazul în care vedem că lucrurile se schimbă și pleacă pe o altă traiectorie, automat vom vorbi cu o firmă specializată care va veni și... Dar noi am început cosirea, deci nu lăsăm să stea iarba în care le plac căpușelor și încercăm să o tundem ca să scăpăm cât posibil de așa ceva. Care mai este situația de la Spitalul Municipal Lupeni, că tot mi-ați povestit de... Aș vrea să vă spun că în acest an la Spitalul Municipal Lupeni am adus 5 medici noi. Și avem medic chirurgie plastică, medic diabetolog, avem radiolog, neurolog, toți aceștia au venit în acest an și s-au instalat cu familiile, iar, cum v-am spus, avem chiar soț-soție, care dânsul este medic diabetolog, soția este medic ginecolog și mai avem încă ortoped adus, deci aceștia 5 sunt aduși acum și avem în discuții tot cu Timișoara la rezidențiat să mai aducem spre sfârșitul anului încă 2 medici. Cum ați reușit să-i aduceți în Lupeni? Deci aparatura din Spitalul Lupeni, toată care este acum și care încă nu e montată toată, este de ultimă generație. Ceea ce înseamnă că este o provocare și pentru dânsii, lucrând pe aparatură nouă și pe aparatură modernă, să vină să se implice într-un spital unde de la conducere toți sunt tineri, sperăm să păstrăm o vârstă medie așa în conducere acolo undeva la 40 de ani, care să aibă perspectiva să spună, domnule, știți, eu dacă am ajuns acum sunt directorul spitalului, am undeva la 60-62 de ani,
Păi la 65 oricum mă pensionează. Păi îl țin eu cum îl țin în spitalul ăsta, că și la pensie. Dacă când pui pe unul la 40, 42, 45 de ani, bă, până la 65 mai am 20 de ani în față. O altă viziune, păi, bă, tinerii. Gândesc altfel, văd altcumva și mă interesează și peste 10 ani spitalul să meargă bine. Deci acolo trebuie să mergem spre viziunea tineretului, care să le dăm încredere și să le dăm ceea ce merită, dacă vrem să avem performanță. Anul acesta vor fi zilele municipiului Lupeni? Da, vor fi zilele municipiului Lupeni. Probabil chiar în luna iunie. N-am urmărit exact prognoza ca să stabilim, că nici nu am dorit să le stabilim 15-16 iunie și când ne uităm afară, zile ploioase. Să încercăm cumva să armonizăm această situație ca lumea să poată chiar să beneficieze de aceste zile. Totodată începe de luni o săptămână și mai multe săptămâni grele pentru municipiul Lupeni. Aici vor avea loc alegeri locale din nou. Chiar ieri la ședința de Consiliu Local le-am urat succes candidaților, i-am rugat cât posibil să nu se atace în campanie, să nu se vorbească de rău unii pe ceilalți, să încerce să demonstreze că se poate face și un alt fel de campanie și cred că locuitorii orașului vor trage concluzia simplă. Atâta timp cât eu nu mă uit la paiul din ochiul tău, nici tu te uita la bârna din ochiul meu. Fiecare să-și exprime programul, să spună ceea ce cred că vor face, nu ceea ce sunt sigur că vor face, numai ceea ce cred. Că sigur ce faci ești numai când ești acolo. Așa. Și din 6 candidați doar unul va fi primar. Să ne dorim mulți, dorim, să vrem e una, să vedem dacă putem e alta și să vedem ce vom reuși. Dar eu le-am spus-o și lor, ceea ce Dumnezeu trasează pentru municipiul Lupeni, aceea va fi, indiferent care sunt bătăliile noastre politice. Orice stăpânire vine și este de la Dumnezeu. Și ceea ce ne dorim noi, aceea ne va da Dumnezeu. Sau de multe ori poate primim ceea ce merităm. Așa e. Mulțumesc mult că ați fost astăzi alături de mine. Ne revedem, cine știe, poate luna viitoare. Chiar dacă nu veți fi primar, veți fi cu siguranță viceprimar, dar dacă nu, tot ne întâlnim, că îmi place să vorbesc cu dumneavoastră despre municipiul Lupeni. Oricând, cu toată plăcerea. Dragii mei, acestea fiind spuse, rămâneți alături de Capital TV. Ne revedem în scurt timp la știri.